Numeri, capitolul 20. Toată adunarea copiilor lui Israel a ajuns în pustia Țin, în luna din tâi. Și poporul s-a oprit la Cades. Acolo a murit și a fost îngropată Maria. Adunarea n-avea apă. Și s-au răsculat împotriva lui Moise și împotriva lui Aron. Poporul a căutat ceartă cu Moise și au zis: ce bine ar fi fost să fi murit noi când au murit frații noștri înaintea Domnului. Pentru ce ați adus adunarea Domnului în pustia aceasta ca să murim în ea noi și vitele noastre? Pentru ce ne-ați scos din Egipt și ne-ați adus în acest loc rău, unde nu este nici loc de semănat, nici smochin, nici viță, nici rodiu, nici apă de prut? Moise și Aron au plecat de la adunare și s-au dus la ușa cortului întâlnirii. Au căzut cu fața la pământ și li s-a arătat slava Domnului. Asta ca să știm când se arată slava Domnului. Domnul a vorbit lui Moise și a zis: ia toiatul și cheamă adunarea, tu și fratele tău Aron, să vorbiți stâncii acesteia în fața lor și ea vă va da apă. Să le scoți astfel apă din stâncă și să adăpi adunarea și vitele lor. Moise a luat toiagul dinaintea Domnului, cum îi poruncise Domnul. Moise și Aron au chemat adunarea înaintea stâncii și Moise le-a zis: ascultați, răzvrătiților, vom putea noi oare să vă scoatem apă din stânca aceasta? Moise a ridicat mâna și a lovit stânca de două ori cu toiagul. Și a ieșit apă din belșug, așa încât a băut și adunarea și au băut și vitele. Atunci Domnul a zis lui Moise: pentru că n-ați crezut în mine ca să mă sfințiți înaintea copiilor lui Israel, nu voi veți duce adunarea aceasta în țara pe care i-o dau. Acestea sunt apele Meriba, adică ceartă, unde s-au certat copiii lui Israel cu Domnul, care a fost sfințit între ei. Amin. Amin. Vă rog să ocupați loc. În studiul nostru de joia seara, pe care generic l-am numit Adevărul Incomode, în această după-amiază sau în această seară, aș vrea să ne apropiem de un subiect important pentru fiecare dintre noi. Într-adevăr, adevărul incomod din această seară este foarte incomod. Adevărul incomod din această seară este foarte deranjant pentru majoritatea dintre noi. Mi-a pus Dumnezeu pe inimă în această seară să vă învățăm câteva lucruri despre păcatele de temperament. Păcatele de temperament. Cât sunteți temperamentare aici? O să vine tu, nu? Nu știu. Ok, o să mai află în anii următoare. Temperamental înseamnă din aia care repede ne împiedicăm. Asta înseamnă temperamental. Repede alunecăm. Repede ne enervăm. Repede devenim sifonici. Nu simfonici. Sifonici. Adică Moise, Biblia spune că a fost cel mai blând om de pe fața Pământului. Ei, păcatele de temperament sunt nervii, indignarea, mânia. Nervii, indignarea, mânia și multe altele și toate celelalte ramificații. Primul adevăr pe care, mă rog, ca Duhul lui Dumnezeu să-l scrie adânc în inima și mintea noastră este acesta: nu glumiți cu păcatele de temperament. Sunt teribil de primejdioase. Nu ne putem, dacă suntem cât de cât înțelepți, fraților, nu ne putem permite și surorilor, nu ne putem permite să ne jucăm cu păcatele de temperament. Pentru că ele sunt teribil de periculoase,
Nu putem permite ca păcatele de temperament să ne conducă atitudinile. Nu putem permite ca păcatele de temperament să conducă vorbele noastre. Nu putem permite ca păcatele de temperament să conducă gândirea noastră. Un om înțelept și normal nu se joacă cu păcatele de temperament. Acum să vă zic ceva, o călăuzire pe care o am din partea Domnului. Mesajul acesta trebuia să-l fi predicat joia trecută, dar s-a întâmplat ceva și Dumnezeu mi-a schimbat planul și doar în joia aceasta Dumnezeu mi-a îngăduit să-l predic. De ce? Încă nu știu. Să fie aici și Dorin. Probabil. Însă, nu știu de ce Dumnezeu așa a conjugat evenimentele încât în această seară să am mesajul acesta de la Domnul pentru dumneavoastră, inclusiv pentru mine. Însă încă o chestiune importantă. Nici care dintre noi aici, în această după-amiază, n-am venit accidental. Amin. Amin. Toți am venit aici pentru că Dumnezeu are mesajul acesta pentru tine. Amin. Are cuvântul acesta special pentru tine. Asta este o altă... Asta nu e scrisoare de la Dumnezeu. Asta este cuvânt de la Dumnezeu. Amin. Tot același lucru este. Amin. Însă auziți. Adevărul numărul 2. Păcatele de temperament, probabil că păcatele de temperament nu ne opresc să ajungem în cer. Dar opresc cerul să ajungă la noi. Și să nu uitați realitatea aceasta. De ce spun lucrul acesta? Păcatele de temperament, Moise, a suferit la un moment dat de izbucnirile acestea, crizele astea de mânie. Însă auziți adevărul acesta. Moise a ajuns totuși în cer. Slavă Domnului! Amin. Însă știți ce s-a întâmplat cu Moise? Deși a ajuns în cer și în Noul Testament îl găsim pe Moise pe muntele schimbării la față cu Domnul Iisus Hristos și cu Ilie și cu ucenicii, Moise a ajuns în cer. Însă vă rog să rețineți. Când suferim de păcate de temperament, probabil că vom ajunge în cer. Am spus probabil. Nu-i sigur. Când avem păcate de temperament, probabil că vom ajunge în cer. Însă și ce se întâmplă? Păcatele astea opresc binecuvântările lui Dumnezeu să vină în viața noastră. Și ce-a pățit? Din cauza unei izbucniri de mânie necontrolată, a pierdut Canaanul. A murit înainte de vreme. Și-a pierdut Canaanul. Știți că Moise ar fi trebuit să ducă poporul în Canaan. Și ce se întâmplă când suferim de păcate de temperament? Când ești iute, știi? Iuținea aia, nevieia. Știi? Când pierzi binecuvântările cerului. Le blochezi. Dumnezeu nu mai poate să-ți dea binecuvântări. Te descalifici înaintea lui Dumnezeu. În momentul când suferi cu nervii, te descalifici înainte. Și atunci te miri de ce nu se merge bine. Ne mirăm. Doamne, dar mie de ce nu merge? Doamne, dar mie de ce nu-mi dai cap? Doamne, dar de ce nu se întâmplă cu copii? Doamne, dar de ce ia? Știi de ce? Din cauza nervilor tăi. Din cauza nervilor tăi, a mâniilor tale, a iuțirilor tale, care realmente opresc binecuvântările lui Dumnezeu să vină în viața noastră, păcatele acestea, știi ce se întâmplă? Anulează binecuvântările lui Dumnezeu. Îți scurtează viața. Știați că oamenii nervoși mor și mai repede. Nu serios. Moise a murit mai repede din cauza nervilor. Nici n-a intrat în Canaan din cauza nervilor. A pierdut multe binecuvântări. Știți ce se întâmplă când suferim de păcate de temperament? Ne vom târâ toată viața, știi? Prin pustie. Ne vom târâ și... Însă știți ce se întâmplă? Ești lipsit. Ți se scurt circuitează binecuvântările. Și în loc să ai binecuvântări multe de la Dumnezeu, tu ai niște fărmituri. Îți scurt circuitezi binecuvântările, legătura ta cu Dumnezeu este scurt circuitată. Și de ce? Pentru că în momentul când suferi de păcate de temperament, blochezi relația între tine și Dumnezeu. Blochezi să vină binecuvântările la tine.
Doamne, dă-ne înțelepciune să ne pocăim de păcatele acestea. Amin. Moise și-a arătat Canaanul. Cel mai blând om de pe fața pământului, zice Scriptura că a fost Moise. Numai fii atent. Când ăștia blânzii se supără, fac greșeli mari. Gafe mari. Prima dată când Moise s-a supărat, era pe muntele Sinai. Cobora cu tablele legii și când cobora cu cele 10 porunci, auzit că în vale poporul dansa și se închinau la cafraieri, la idoli, la viței, la prostii se închinau. Și au dat în păcatul idolatriei. Știi? Dansau și se închinau ca niște de toți idolilor. Unui din ăsta, vițel. Și când Moise vede tot dezmățul acela de acolo, de la poalele muntelui, așa se enervează, încât dă cu tablele legii de pământ. Și praf îl face. Și spunea un teolog, zice, de atunci încoace, oamenii tot zdrobesc legea. Tot sparg legea. Tot rup legea. Și a trebuit unul să rupă legea și pe urmă toți au tot spart și au distrus legea. A doua oară este aici în numărul 20. Când Moise se enervează din nou, pentru că a fost enervat de poporul nervos, Moise se enervează din nou și în loc să vorbească cu stânca, el lovește stânca de două ori. Păcatele de temperament probabil că nu ne opresc să ajungem în cer. Dar sigur oprește cerul să ajungă la noi. Alege. Avem două variante. Ori să ne pocăim de păcatele acestea, să le ținem în frâu, cu ajutorul Duhului lui Dumnezeu. Pentru că unul dintre motivele pentru care a primit Duhul Sfânt este tocmai să devenim buni. Știți că roada Duhului Sfânt, printre altele, este și blândețea. Alo? Amin. Amin. Știți că roada Duhului Sfânt, printre altele, este și înfrânarea poftelor. Hai să vă dau o altă traducere. Limba română modernă se găsește în Galateni 5:23. Spune că roada Duhului este autocontrolul. Înfrânarea poftelor este autocontrol. Adică, Domnule, nu? Chiar poți să spui tot ce îți vine la cură. Asta înseamnă autocontrol. Amin. Amin. Pentru că, domnilor, firea rea. Asta e rea, firea, știi? Te rupe. Când îi dai voie, te rupe. Ei, din cauza păcatelor de temperament, Moise a încurcat-o. Știi ce? Se pare că pe Moise era probabil că avea vreo 100 de ani. Prin Numeri, capitolul 20. Și se pare că, cu cât îmbătrânim, unii dintre noi începem să ne pierdem răbdarea și facem greșeli enorme cu consecințe grave. Auzi, la 100 de ani, asta era figuros la 100 de ani. Și la 120 era tot la fel de periculos. Și auziți, un bătrânel la 100 de ani, trebuie să se enerveze încât să nu mai știe ce face și în loc să vorbească cu stânca, lovește stânca. Știți? Fraților, e ceva în noi care îi place să lovească. E ceva, nu știu ce, ci ceva rău acolo. Și mereu îi place să lovească. Știi? Îi place să lovească. Doamne, iartă-ne. Însă auziți, o altă lecție pe care o învățăm din pasajul acesta, din dreptul păcatelor de temperament, este acesta. Este aceasta. Domnul e interesat nu numai să se facă voia sa, dar Domnul este interesat și cum se face voia sa. Amin. Amin. Este foarte adevărat că Dumnezeu i-a zis lui Moise și lui Aron, vorbește stâncii. Și în loc ca Moise să vorbească stâncii, Moise ia toiagul, adică ascultă de porunca lui Dumnezeu, ia toiagul, însă toiagul nu era pentru a lovi. Toiagul era pentru a se sprijini în el. Nu pentru a lovi. Amin. Amin. Și în loc ca Moise să vorbească stâncii, el lovește stânca de două ori și auziți, Domnul e interesat nu numai să se facă voia sa, dar și cum se face voia sa. E foarte adevărat că stânca a dat apă. Dar Domnul n-a fost mulțumit. Domnul e interesat să se facă voia sa, dar Dumnezeu este interesat și cum
se face voia sa. Amin. Adică voia lui Dumnezeu se va face, dar noi trebuie să facem voia lui Dumnezeu tot după voia lui Dumnezeu. Amin. Cu Duhul lui Dumnezeu, după cuvântul lui Dumnezeu, Doamne ajută-ne. Știți? În Exod, la capitolul 17, este foarte adevărat că din nou erau tot în pustie, că ăștia au stat vreo 40 de ani prin pustie. În Exod, la capitolul 17, stau din nou în fața unei stânci. Și atunci, în Exod, la capitolul 17, Dumnezeu îi zice lui Moise, lovește stânca. Asta e în Exod 17. Dar în Exod 20, Domnul îi zice, Moise, vorbește cu stânca. Nu lovi stânca. Dumnezeu i-a zis, vorbește stânci. În Exod 17 i-a zis, lovește stânca. De data aceasta, în numer 20, Dumnezeu zice, vorbește stâncii. Știți, stânca aceea îl întruchipează pe Iisus Hristos. Iisus Hristos, spune în Cartea Evrei, a suferit o singură dată pentru păcate. Iisus Hristos a fost lovit o singură dată pentru păcate. Iisus Hristos a fost bătut o singură dată pentru păcate, nu de mai multe ori. Iar de data aceasta, ei sunt în numer 20 și Moise, în loc să vorbească cu stânca, el lovește stânca de două ori. Ori Iisus Hristos este lovit numai o dată și Dumnezeu nu permite ca Iisus Hristos să fie lovit a doua oară și a treia oară, slavă lui Dumnezeu. Atenție, fraților! Stânca, adică Iisus Hristos, a fost lovit o singură dată. Să avem grijă, făcând voia lui Dumnezeu, cum facem voia lui Dumnezeu. Amin. Și auziți lecția numărul 3, foarte importantă și majoră. Lucrurile bune, faptul că a ieșit apă din stâncă, asta era un lucru foarte bun. Dar auziți o chestiune care mi-am scris-o aici, ca să nu cumva să o uit. Lucruri bune pot fi făcute într-un mod rău, care duce la rezultate grave. Lucruri bune pot fi făcute într-un mod rău, care va avea consecințe grave de tot. Și Domnul i-a poruncit lui Moise, vorbește stânci. Și el lovește stânca. A venit apă din stâncă. Este foarte adevărat. Faptul că a venit apă din stâncă este grozav. Lucruri bune pot fi făcute într-un mod rău și Dumnezeu nu acceptă lucrul acesta. Chiar când faci lucruri bune, dar nu le faci cu un spirit bun, Dumnezeu respinge. Și vă dau câteva exemple. Deși lovirea aceea stâncii a adus apă, Moise și Aron au fost pedepsiți de neascultare. Moise și Aron au fost pedepsiți de răsplătire și Moise și Aron au fost pedepsiți de neglijență în timpul serviciului. Așa era timpul serviciului. Și Dumnezeu îi spune, fii atent, vorbești stâncii. Și ei știi ce fac? Lovesc stânca. Și ce înseamnă aia, fraților? O chestiune foarte periculoasă. Ei au făcut un lucru bun, dar într-un mod rău, care a dus la rezultate foarte grave. Dumnezeu le-a zis, gata! Nu voi veți duce adunarea aceasta în Canaan. Și ce și-a fi dorit Moise Canaan? Știți, înainte de moarte, Dumnezeu l-a dus pe vârful muntelui și i-a arătat Canaan. Și acolo și-a murit Sfântul Moise. Dar știți, ăsta sunt păcatele Sfinților, păcate de temperament, dar care ne costă enorm de mult. Doamne, îndură-te de noi. Știți ce? Vă dau două exemple actuale. Poți veni la biserică și asta este lucru bun. Iată, să vii la biserică, joi de joi, duminică de duminică, este un lucru bun, dar dacă vii în tine cu un spirit rău. Știi ce înseamnă? O să scurcircuitez binecuvântările și Dumnezeu o să te mustre. E fain că vii la biserică și lucru bun. E fain că stânca o dată apă. Dar trebuia să vorbească stânci și nu să lovească stânca. Și asta este că Dumnezeu pedepsește chiar lucrurile pe care sunt bune. Dacă le face într-un mod rău, Dumnezeu pedepsește urât de tot. Și vă mai dau un exemplu. Poți lucra ceva pentru Domnul. Și asta este un lucru frumos.
Să faci ceva pentru Domnul este un lucru frumos. Dar dacă motivația este rea, n-ai făcut nimic. De exemplu, Liviu a adus câteva bidoane de apă. Asta e slujba lui. Știi? Și slujba bună. Dar dacă le-o... Dar prin absurd vorbesc acum. Dacă a adus bidoanele, știi, și comentând, și iarăși, eu trebuie să duc eu, iarăși... El face un lucru bun. Dar dacă comentea, iar eu să aduc apă, că ei nu pot să aduc apă. Și dacă prin absurd gândești așa, știi ce? Dumnezeu spune, du-te cu apa ta cu tot aici. Că n-am nevoie de apa ta. Adică ei au nevoie, dar eu n-am nevoie de apa ta. Și Dumnezeu respinge lucrul ăla bun pe care îl face. Dumnezeu să ne ferească de așa ceva. Și fiul cel mare n-a plecat de acasă. A rămas acasă și făcea, a făcut un lucru bun că a rămas acasă. Ăla mic, prăpătitul, a plecat acasă. Însă ăla mare era într-un pericol mult mai mare decât ăla mic. Amin. Și de ce? Pentru că ăla mic, la porci, la roșcove, și-a venit în fire. Ăla mare, care n-a plecat de acasă niciodată, lucru bun, era tot rău. Tot rău era. El era în casă, dar rău foc. Era un lucru bun. Însă el, deși a făcut un lucru bun, inima lui era mereu, mereu, mereu nemulțumitoare și răzvrătită. Și auziți ultima lecție pe care trebuie să o învățăm despre adevărul incomode, despre păcatele sale de temperament. Este următoarea. Mare grijă la păcatul nebăgării de seamă. Păcatul neatenției. În lucrul lui Dumnezeu. Mare grijă, fraților, la păcatul nebăgării de seamă. Există un verset pe care mi l-am notat în Ieremia, la capitolul 48. Versetul acesta este foarte incitant pentru fiecare dintre noi. Ieremia, capitolul 48, auziți ce spune cuvântul lui Dumnezeu. În Ieremia 48, versetul 10. Auziți ce spune. Vă rog să vă subliniați versetul ăsta, că este teribil de important și foarte solemn. Ieremia 48 cu 10 spune așa. Blestemat să fie cel ce face cu nebăgare de seamă lucrarea Domnului. Asta este pentru pastor, pentru diacon și pentru toți cei ce fac lucrarea Domnului în profesia mea. Și fiți atenți că toți suntem chemați să facem lucrarea Domnului. Amin. Ieremia 48 cu 10. Blestemat să fie cel ce face cu nebăgare de seamă lucrarea Domnului. Și ce am înțeles de aici? Dumnezeu îi zice lui Moise, fii atent, vorbești cu stânga. Și ăștia intră în păcatul inerției. Știi? O zis că dacă în Exod 17 au lovit stânga, păcatul obișnuinței, știi? Te obișnuiești. Dar el a făcut lucrarea lui Dumnezeu cu nebăgare de seamă. Și când faci lucrarea lui Dumnezeu cu nebăgare de seamă, Dumnezeu nu stă liniștit. Când faci lucrarea lui Dumnezeu cu nebăgare de seamă, Dumnezeu pedepsește neglijența în timpul serviciului divin. Pentru că era un timpul serviciului. Și Dumnezeu pedepsește neglijența în timpul serviciului divin. Fraților, în timpul serviciului divin să fim foarte atenți la cuvântul Domnului. Și când plecăm din locul acesta, din nou să fim foarte atenți la cuvântul Domnului. Pentru că Dumnezeu este foarte atent ca noi să facem lucrarea Lui și să împlinim voia Lui, dar după porunca Lui, Doamne ajută-ne. Noi trebuie să împlinim voia Lui Dumnezeu după poruncile Lui Dumnezeu. Dacă vrem ca oamenii să aibă apă, trebuie să împlinim voia lui Dumnezeu, dar după voia lui Dumnezeu. Amin. Adică nu putem să vestim Evanghelia, știi, cu o inimă rea. Nu putem să venim la casa lui Dumnezeu cu un spirit dificil. Noi când venim în casa lui Dumnezeu, venim la serviciul lui Dumnezeu și ne închinăm lui Dumnezeu, inima mea trebuie să fie în totală supunere față de voia lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne la aceasta. Știți? Stau și mă gândesc, nu cumva puterea obișnuinței
a adus pedeapsă în viața lui Moise. Știi, unii dintre noi atât de mult ne obișnuim cu cuvântul Domnului încât nici nu mai auzim. Sau nu mai ascultăm. Îl auzim, dar nu mai ascultăm. Ăștia au auzit, Dumnezeu le-a zis, iată, vorbiți stâncii. Și ăștia, din cauza nervilor, au uitat. Sau au făcut lucrarea lui Dumnezeu cu nebăgare de seamă. Păcatul nervilor, a mâniei, a spumelor la gură, este pedepsit. Atenție la păcatele temperamentale. Între soț și soție. Între părinți și copii. Atenție, păcatele temperamentale distrug. Și vă dau un ultim exemplu. Cain suferea de păcate de temperament. Și așa s-a enervat ăsta pe fratele său. Așa s-a enervat ăsta pe fratele său. Așa s-a enervat ăsta pe fratele său, încât a sărit la el și i-a dat cu bolovan în cap și pe mâini. Că nu știu dacă aveau cuțit de pe vremea aia. Dar arme de ucidere existau. Nervii, știți cum suntem unii dintre noi? Unii dintre noi explodăm în afară. Asta se numește explozie. Alții explodăm înăuntru. Aia se numește implozie. Și una și alta sunt la fel de periculoase. Știi? S-ar putea tu să nu fii ca mine. Știi? Și... Dar dacă ești ca tine și... Știi? Același păcat. Atenție la păcatul de temperament între soț și soție. Distruge. Te scurci cu viteză. Atenție la țipete între părinți și copii. Nervi, mânii, iuții. Atenție, domnilor! De asta nu ne-a adus Dumnezeu aici în această seară să ne pocăim acolo unde trebuie să ne pocăim. Dacă vrei cerul încă de pe pământ să-l experimentezi, trebuie să ne pocăim de toate mâniile, de toate iuțimile, de toate strigările. Și nu-i de mirare că Noul Testament Apostolul Pavel în Efeseni spune din mijlocul vostru să piară orice ce? Iuțim, mânie, strigare. Deci să piară, să piară, să piară. Doamne, ajută-ne! Să nu suferim de păcate de temperament, că ăstea ne ucid. Ăstea ne descalifică. Ăstea ne fac rău. Ăstea ne iau bucuria. Că bucuria lui Moise era să intre în Canaan. Bucuria aia a scurcircuitat-o din cauza păcatelor de temperament. Roada Duhului din potrivă este dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea și autocontrolul. Împotriva acestor lucruri nu este lege. Amin. Amin. Poate Băsescu și poate Bob și poate Consiliul Europei și Parlamentul Europei să vină cu orice legi, să oprească roada aceasta. Unde este Duhul Sfânt, acolo e biruință. Amin. Unde este prezent Duhul Sfânt și controlează, acolo este roada Duhului Sfânt și mâniile, iuțimile, șmecherile au dispărut pentru că Domnul domnește și Duhul stăpânește, slăvit să fie Domnul. Amin. Amin.